Salutare! Dacă 30% din fracția 2 minus 5x supra 3 plus 2x este egal cu 4, aflați-l pe x. Pune stop la filmuleț, notează-ți în caiet, încearcă să rezolvi tu și abia apoi o să vedem împreună o modalitate de rezolvare. Este foarte important să-ți notezi, să rezolvi și tu. Chiar dacă poate nu-ți dă corect, este important acest pas. Ești gata? 30% din înseamnă 30 supra 100 înmulțit cu această fracție, 2 minus 5x supra 3 plus 2x este egal cu 4. Aceasta este o ecuație care are o singură necunoscută pe x pe care o vom afla. Simplificăm prin 10, 3 înmulțit cu 2 minus 5x este 3 ori 2, 6, minus 15x supra 10 înmulțit cu 3 plus 2x înseamnă că am 10 ori 3, 30, plus 10 ori 2x, adică 20x egal cu 4. Putem să facem produsul mesilor egal cu produsul extremilor, că aici este ca și cum ar fi supra 1, deci 6 minus 15x ori 1 este egal cu 4 înmulțit cu 30 plus 20x, adică 120 plus 80x. Putem să trecem pe minus 15x din stânga în dreapta egalului și pe 120 în partea stângă și vom avea 6 minus 120, adică minus 114, este egal cu 80x plus 15x, adică 95x, iar x-ul nostru este minus 114 împărțit la 95. Nu se va împărți exact, o să ne dea un număr cu virgulă, vă rog frumos să-l calculați voi. O zi superbă să aveți!